Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Te-am ratat anii trecuți, acum te prindem la înghesuială, suntem trei aici. N-a fost un turneu cum îți doreai, am văzut foarte puțin din meciul de deschidere și cel pe care l-ai și pierdut, cum a fost? Da, din păcate n-a fost un turneu reușit pentru mine. Aș fi vrut să joc mai multe meciuri aici, având în vedere că este și ultima ediție. N-a fost să fie, dar ce să fac, așa e în tenis, mergem înainte. Da, la dublu intrați cu titlul de anul trecut, nu? Trebuia să-l apărați, nici acolo n-a mai ieșit cum... Totuși erau spectatori, am văzut, veniseră special să vă vadă pe... Da, nici ieri nu am avut parte de un meci foarte bun din partea noastră, atâta mea cât și al lui Marius. Dar probabil că am simțit puțin presiunea. Încă o mai simțiți, nu? Deci vorbim tot mereu de presiunea asta și noi din afară în continuare căscăm ochii. Ce presiune mai simțiți că jucați de... Se simte, nu? De fiecare dată când veniți acasă... Normal, mai ales când joci acasă, joci în fața publicului, îți dorești foarte mult să câștigi și de multe ori acest lucru te împiedică, să zic așa, să joci la nivelul tău cel mai bun. Da, e diferența aia, probabil, dacă îți dorești prea mult... Exact, cu cât parcă te blochezi, ești puțin mai crispat decât de obicei. Și bănuiesc că voi cu astea aveți de-a face tot mereu la Cupa Davis. Presiunea asta tot timpul, dai seama, la Cupa Davis e chiar și mai mare presiunea și bineînțeles că lucrăm la chestiile astea de fiecare dată. Data ultima oară a ieșit extraordinar, acum o să fie Spania. Și sperăm să jucăm la Cluj și noi în sala aceea cu 7.000 de locuri, ar fi ceva fantastic. Spectatori care sunt. Dar să nu uităm, oricum, presiunea acum, presiunea încolo, presiunea încoace, e tătic. Asta e un lucru, exact, are o fetiță superbă. Eu vreau să te întreb, acum ce program ai? În următoarele săptămâni, știu că mi-ai spus că mergi la Istanbul vineri să joci calificări la următorul concurs. Care sunt țelurile tale pentru anul ăsta? Da, pot spune, anul ăsta nu a fost un an strălucit pentru mine, n-am câștigat prea multe meciuri, dar sper... Mai ales că ai avut o accidentare cu da, a fost două luni în care nu am jucat aproape. Acum de... Acum ești la 100%? Cum acum da, mai resimt unele mici dureri, dar nu cât să nu pot să mă antrenez sau să nu pot să joc. Cum a spus și Andrei, vineri voi pleca la Istanbul, la calificări în ATP 250, după care voi merge la Roma, la un challenger, cred că de 50.000, după care... Nu mai știu, cred că... Roland Garros calificări. Deci o să rămâi pe zgură, oricum zgura îți place. A început sezonul de zgură, deci 2-3 luni doar după mine, ce-am văzut, oricum primul set l-ai jucat foarte bine, am 4-2. Acolo s-a jucat un game... 4-2, 30-0. Vreau să spun și asta, nu vreau să mai spun 30-0, pentru că așa se numește aici 30-0. Dar până atunci ai jucat... După mine, foarte, foarte bine. Au fost câteva puncte care nu le-ai simțit. Și mi-am lăsit puțină constanță. Constanță, exact. Un punct bun, după care două cadouri. Iar un punct sau două bun, după care iar următoare... Deci pe semne că asta e primul lucru care trebuie să lucrezi aici, la el, constanța un pic. Cred că se vede lipsa meciurilor câștigate. Corect, de încredere. Chiar tu spuneai că e ultima ediție a turneului și știu că ai o amintire drăguță pe care ai spus-o din anul 1998, dacă vrei să o împărtășești. Acum s-ar putea să greșești, ori 98, ori 99. Eu zic că 98, în care a câștigat Clavet cu 98, Di Pasquale, da, 98 s-a jucat luni, da, da, ce bucuros am făcut asta. Și în același an, Andrei și George Costac au câștigat la dublu turneu. Da, Un Andrei Pavel? Atunci am câștigat la dublu cu Gabi Trifu. Nu. Ba da, concursul acesta? Da, cu Gabi. Cu Gabi Trifu am jucat în finală cu George Cosac și Dinu Pescariu. Țineam eu minte, dar eram cu Gabi Trifu în echipă. Dar spune-ne tu. Trebuie să ții minte multe lucruri. Da, amintirea. Nu țin minte că am fost copil de minge, am început din calificări și...
Țin minte că se selecționa cei mai buni, mergeau mai departe. Adică dacă erai, te descurcai bine, ducea bine. Te duci și la următorul, și în ziua următoare, și la semifinală, și la finală. Și trăgeam tot timpul să fiu cât mai, să fiu cât mai bun, cât mai profesionist, ajung, poate ajung în finală, zic, bă, și o finală de pe teren. Și am avut și noroc că s-a jucat, mă rog, noroc în ghilimele, s-a jucat luni, deci am avut încă o zi de pauză de la școală. Da. Sunt și momente de care, pe care ai vrea să le uiți de aici? Da, au fost ani în care am pierdut niște meciuri cu, dacă nu mă înșel, 3 sau 4 ani, am fost în turul 2, am avut 3 sau 4 mici de meci care le-am ratat, nu am reușit să le fructific. Și că mă mai gândesc și acum câteodată că cel mai bun rezultat al meu la un ATP 200 a fost turul 2. Dacă mă întreabă cineva care a fost cel mai bun decât turul 2. Dar am avut ocazii, șanse să fac sfertul sau, mă rog, semifinal. Alea aș putea să le... Crezi în tine că vei reveni în prima sută? Cred, că altfel n-aș mai fi aici. Altfel. Perfect. Asta și vreau să auzim. Deci... Voi pe, la meciul cu Spania, ce suprafață să preferați? V-ați gândit deja? Am uitat să te-am... Cred că zgura se exclude. Cred că zgura se va exclude, mai ales că sunt cu Nadal și Ferrer, care, bine, toți joacă, dar mai ales că se vine de la Wimbledon, se merge după aia pe iute din nou, pe ciment. Trebuie să ne gândim la toată echipa. Bineînțeles, cred că Adi i-ar place zgura mai mult, dar toată echipa... Cu Nadal s-a văzut, nu cred. Exact, cu toată... Ținem cont și de adversari. Exact, cu toată echipa și de, mai ales și de Marius Copil, care are... Acum câteva zile m-am uitat, e în topul primii 6 cei mai... Viteza serviciului. Și după aia Horia și Florin la dublu și lor le place un teren mai iute, deci cred că va fi un fel de ciment la Cupa Davis. Cât mai iute. Da. Nu cât mai iute, nu, pentru că foarte iute nu. În parchet. Da, exact. Sau gheață. Da, patine. Oricum, tu ai câștigat la Cupa Davis acum pe ciment, deci nu poți să zici. Noi de meciul ăsta câte ceva. A fost un... Un meci tare de tot acum, nu? Da, pentru mine cel puțin a fost un meci și de foarte, și, foarte frumos, da, să reușesc să revin de la 2-0 la setul, salvez o minge de meci. Ce vorbiți voi în momentele alea? Ok, e 2-0, depresiune deja am discutat, nu? Noi vorbim unde mergem să mâncăm cu seară, unde ce vrei să mănânci. Ce vrei să mănânci după meci? Normal, ce... Cu ei mă înțeleg, suntem și prieteni, asta face lucru mai ușor și în momentele acelea îți dai seama, poți să încerci să-i dai o tactică, pentru că, cum a spus și el, presiunea e mai mare și acolo la Cupa Davis ești la fiecare schimb de parte, ești lângă el și trebuie să menții pe tactica respectivă care tu din afară o vezi altfel decât ca și jucător. Câteodată mai abat, așa mai iau niște... Nu, mai iau pe scurtătură. Dar la Adi este, cu toate că câteodată nu crede așa de mult în el, este unul dintre cei mai iuți jucători din tur. Și are foarte multe arme, dar câteodată, cum a spus și el, le uită și de asta atunci momentele alea trebuie să-l ții pe o linie și de data asta a reușit incredibil să o facă. În păcate nu poți să-l am pe Andrei pe bancă și la tunel. Nu e regula asta, da? Dacă ar fi Canada WTA. Am discutat despre regula asta. Cu cine am discutat? Cu Begu, cu Irina, pentru că la fete ai voie odată pe set să intri, dar nu la Grand Slam-uri și nu la Challenger, la ITF, la ele. De la WTA. Numai de la WTA. Și la băieți au fost pro și contra să se întâmple chestia asta, știi? Pentru că, normal, la toate sporturile sunt antrenorii care ajută, știi? Dar în tenis încă a rămas, mai ales tenisul masculin, încă a rămas această regulă care pe care... E frumos să vedem pe Nadal, că îl cheamă pe... Pe Tony. Pe unchiul Tony, știți, e înalt pe rever. Da, exact. Sau Federer. Ce ai putea să-i spui, dar la Federer, nu știu. Dă invertită pe linie. Da, exact.
Da, de cupa de Davis am vorbit, dar vreau să mă mai întorc la un subiect ce vorbisem chiar în prima zi. Vedem tot mai mulți jucători de peste 30 de ani sus în clasament, nu? Vedem că media de vârstă în tenisul masculin continuă să crească. Tu ce părere ai? Andrei ne-a dat un răspuns la care nu ne gândisem, dar ți-l spune el în privat, probabil? Privat? Nu, l-am spus la încă față. Acum, dacă acum 10-15 ani, când aveai 30 de ani, deja te gândeai la retragere. Acum vedem că mulți, foarte mulți, abia joacă cel mai bun tenis al lor peste la 30 de ani, da, 31, da. 32. De ce se întâmplă treaba asta? Cred că, în primul rând, pregătirea fizică care se face acum, diferită față de acum 20 de ani, 15 ani, și refacerea, iară, care poate nu se pune așa multă, ce zic, așa multă bază pe refacere. În momentul de față, refacerea cred că e la fel de importantă ca pregătirea. Adică degeaba te pregătești foarte bine, te antrenezi bine, te duci la sală, dacă nu faci după aia un masaj, o recuperare, un stretching. Și cred că asta ar fi și una din cauzele. Și alta, mai sunt și care premiile au crescut foarte mult față de acum 20 de ani, mă repet, dar... Mai ales că premiile alea poți să-ți oferi. Exact. Ce spui tu exact, acum, ce spui tu acum, să oamenii de pe tine, un preparator. Și de asta și spun. Asta, nu? Pentru că, na, cum am mai spus și data trecută, din 2009, de când m-am lăsat eu până acum, a crescut de 4-5 ori. Deci, vă dați seama, mai ales, cum am spus, numai dacă ești în prima sută și ești pe tablou la cele 4 Grand Slam-uri, ai deja, cred că, vreo 150.000 de unde poți câștigi niciun meci. Fără să câștigi niciun meci, dar trebuie să câștigi ca să ajungi exact, acolo. Exact. Și de asta ai posibilități mult mai bune de a finanța anumite persoane să te ajute cât mai mult să rămâi fit, să rămâi sănătos. Și cred că asta e. Și mai ales de asta am vorbit și de cei tineri, pentru că sunt mult mai puțin tineri ca înainte care reușesc să intre, pentru că până și la challengeruri, chiar mai jos de challenger, încă sunt mulți jucători care sunt mai în vârstă și rămân să joace în continuare pentru că cred în posibilitatea asta de a mai rămâne în tenis. Dublu? Te-ai gândit la dublu? Să mai joci dublu? Dublu. Deci ai un titlu. Deci eu speram să jucați mai des, mai ales tu cu Marius. În păcate am avut programe diferite. Eu am jucat pe zgură mai mult în Europa, Marius s-a dus în America. N-am reușit să ne cuplăm, să zic așa. Când am încercat, vreo două, trei ori ne-am înscris la turnee, n-am reușit să intrăm. Corect. Da. Mă gândesc, de ce nu? Dar deocamdată aș vrea să mă axez mai mult pe simplu. Am și eu o întrebare, mai mult o curiozitate. Mi se pare că preverul tău e o lovitură foarte, foarte frumoasă, aproape măcar frumoasă, fascinantă. E frumos. Și vreau să întreb dacă ai lovit întotdeauna cu o mână și ce crezi tu despre viitorul reverului cu o mână? E o întrebare dacă ar vrea și Andrei să spună câte ceva, pentru că reverul lui era de asemenea o lovitură senzațională. Și dacă ar fi să înveți un copil acum, l-ai învățat să lovească reverul cu două mâini. Mi se pare un avantaj mai mare cu două mâini, mai ales la retur. Vedem pe ce mai bun returnuri au reverul cu două mâini. Cu o mână, dacă îți servește, să zic, un kick mai înalt pe rever, foarte lungi în spate, o slice, că altfel nu e greu. Eu de mic am început să dau cu o mână, n-am dat niciodată cu două mâini. Mi-a plăcut foarte mult, era de Sampras. L-am văzut, gata, Sampras, trebuie să dau și eu cu o mână, se poate. Poate dacă îmi plăcea Agassi, le-am cu două. Sampras a început cu două mâini și a trecut la o mână la un moment dat. Și Federer, cred, nu? Le-a cu două. Nu știu, dar oricum eu... Tu ai învățat cu o mână? Da, cu mână am învățat, deci... Nu, dar dacă ai învățat pe cineva acum? Eu dacă aș învăța acum pe cineva, eu cred că aș lăsa liber să văd exact instinctul copilului. E greu cu o mână să-l înveți de la început, dar știi cum e, de multe ori natura îți aduce... Îți dă un indiciu bun, da. Exact, îți dă un indiciu bun, mai ales... Am vorbit cu mulți antrenori și foarte mulți învață acum cu două mâini.
Bineînțeles că și tenisul a început să... din ce în ce încep copiii să joace de la vârste foarte, foarte fragede și atunci n-au cum să... Da, sunt rachete mai ușoare. Acum, noi când am învățat tenisul, jucam cu rachetă de lemn și cu capul era atât. Asta am vrut să te întreb. Cum ai învățat comuna din prima? Că și noi am trecut, cei care jucăm comuna acum, totuși când eram mici, țineam două mâini pe backhand, da. Cum am învățat antrenorul meu de la Constanța, deci absolut, cred că toți am învățat numai comuna. Primele luni erau în fața gardului, deci ne arătau exact loviturile și nu intram pe teren. Acum se învață tenisul altfel. Asta nu înseamnă că e mai bine sau mai rău. Da, pur și simplu, acum la copii trebuie să fie fan, neapărat fan. Înainte era o selecție, era foarte dură selecția. Vreau să vadă la care copii sunt pasionați, chiar dacă e greu. Acum sunt mult mai multe lucruri în lumea noastră care poți să le faci de la iPad, iPhone, da, mult mai televiziune. Multe opțiuni, să mai distrași. Exact, și atunci trebuie să vezi că le place, mai ales tu ai o fetiță acum, o să înveți tenis? Tenis, da, să joace, da. Îmi dai seama că mi-ar plăcea să învețe. Acum, mai ales că și nevastă ta joacă tenis. Nu neapărat de performanță, la început mi-ar plăcea să învețe pentru ea. Că l-am auzit pe Federer ce spunea apropo de performanță cu copiii lui. A zis, mai bine îi fac schiori să mai schimb peisajul, nu? El asta zicea. M-am săturat de terenuri de tenis, nu vreau să-i văd tot la tenis. Să vom vedea mai încolo, dar la ei amândoi au fost jucători și sunt jucători. Lia antrenează. Să vedem cine o să antreneze pe aia mică. Deci asta, acolo o să fie foarte greu. Acolo o să fie o dispută. Cred că eu mai degrabă. Lia, nu știu ce am eu senzație, că o să o certe mai des. La asta mă gândeam, că o să fii mai indulgent cu fetița. Dar noi l-am întrebat pe Bernard Tomic mai devreme, aș vrea să răspundeți și voi totuși la chestia asta. De ce credeți că se ține atât de tare top 10-ul ăsta de la masculin și de ce nu intră cineva să-l spargă? Chiar vedem aceleași nume, cum observau și colegii înainte. Eu cred că o să se spargă. Timpul o să spună cuvântul oricum, dar acum, sincer să spun, Djokovic e în forma lui cea mai mare și mai ales felul în care se antrenează și are grijă de el. Pot să vă spun o poveste care s-a întâmplat acum la Indian Wells. Eram la un club lângă un club foarte mic, dar cu unii dintre cei mai bogați oameni din America. Și băteam mingea cu Tamira acolo și el a avut o sesiune cu Bill Gates. Au jucat un pic de tenis și s-au dus să mănânce ceva și la restaurant și Djokovic a devenit atât de profesionist în ceea ce înseamnă nutriția, cum ai spus și tu, tot ce înseamnă masajul, absolut tot ce face el, pregătirea, absolut tot ce face el e 100% ca un robot. Și pe semne că de asta și joacă acum încrederea lui, absolut tot și cum joacă tenis, el parcă nu greșește, parcă nu poate să greșească. E un fel de Borg al anilor noștri acum, exact cum era Borg înainte. Iar Fed e king, nu? E foarte greu, el acum n-a jucat nu știu cât timp, a fost accidentat și dintr-o dată a venit și am vorbit cu Garcia Lopez mai înainte și l-a avut pe Garcia Lopez, care e un jucător foarte bun de zgură. Apoi să ne gândim la Andy Murray, Raonic, sunt niște jucători. Ferrer, care nu mai pleacă nici el de acolo. Dar o să vină și din urmă, adică timpul îți va spune cuvântul. Cine crezi, Adi, dintre ăștia tineri, dintre lupii tineri, cum îi numește presa, pe cine vezi mai aproape? Care nu mai sunt chiar foarte tineri, gen. Văd pe Domnul Stim, care mi s-a vorbit un început de an foarte bun. Pe Kyrgios, mi-mi place foarte mult cum joacă, chiar dacă în afara terenului face niște tâmpenii, dar asta cred că și place publicului. Da, am văzut. Goffin, iar el joacă, a avut acum 2 săptămâni în America, a jucat foarte mult, cu 2 semifinale la rând.
cine mai... mai... Bine, dar așa tineri de Corici, de exemplu, mai e un tânăr care vine și el din urmă. Dar să vorbim așa de unul ca Fed sau ca Joko sau și ca Murray, vor veni sigur. Deci asta s-a întâmplat tot timpul și o să vedem în curând și acolo. Ți se pare dominația lui Djokovic mai, nu știu, mai apăsătoare decât, nu știu, felul în care domina Federer în anii 2000? Nu cred adică că... mai greu să-i sparge această supremație? Știi cum e, când e cineva în supremația asta, e greu să o vezi, știi? Dar o să o vezi, cum a fost și la Fed. Cine credea că, nimeni nu știa când o să piardă, sau când a fost Nadal. Când nu pierduse, nu știu, pe zgură. Sute de meciuri. Exact. Deci, și tot s-a întâmplat. Deci, timpul îți va spune cuvântul. Da, Adi, ultima întrebare te lăsăm, bănuiesc că ai înghețat și tu. Băieții vorbeau în prima zi de concurs de un plan pentru niște academii sau academie de tenis. Voiau să-și pună la treabă know-how, experiența și încă pasiunea pe care o mai au pentru joc. Te tentează planurile astea pentru anii următori? Vrei să rămâi aproape de tenis? Da, am avut o discuție. Și el a fost în aceeași discuție, deci toți. La Cupa Davis. Vă dați seama că după ce o să mă opresc din activitate, o să rămân tot în domeniul tenisului. Altceva nu știu să fac, altceva nu-mi place și chiar abia aștept să fac și o parte din acest proiect. Da. Din proiectul ăsta faci parte oricum. Deci asta a fost ideea, ca și ceilalți băieți. Ei ce pot să facă acum e să se antreneze cu puștii, cei tineri, mai ales când vin în România, și asta o face și el când e în București. Deci ăsta e primul pas pe care... Când ajungeți la lecția backhand cu o mână, chemați-l pe Adi, nu? Dacă ți obosește în braț. Nu, bine, da. sigur că da. Bine, mulțumim mult, mult de prezență. Ne mai vedem în parc zilele astea. Luminița, mulțumesc. Andrei, ne vedem data viitoare. Pe mâine se dă și soare, mâine se joacă și tenis. Vă așteptăm la arene pe mâine.